Bună dimineața, bine, bine v-am regăsit! Vorbeam ieri despre definiția nașterii din nou și aș vrea să repet această definiție. Definiția constă în faptul că nașterea din nou este umblare, în grecește froneo, și aceasta însemnează scopuri și motive. Aceste scopuri și motive să de Duhul Sfânt în noi nu numai că sunt perfecte, dar sunt acompanate de o putere, puterea care l-a înviat pe Hristos din morți. Această putere care garantează viața veșnică pentru noi este în același timp, spuneam, cândva că viața veșnică începe aici și acum. Și această putere garantează victoria uh, acestei umblări după lucruri spirituale, acestor scopuri și motive noi, asupra naturii noastre, dacă ne luptăm. Și, uh, uh, cum spuneam, uh, uh, nu trebuie să. Uh, să ne apucăm să măsurăm, cum să zic, să măsurăm realitatea nașterii din nou privind la aspectul exterior, în fapte. Pentru că viața exterioară nu va reflecta automat natura noastră lăuntrică, ci trebuie să aibă loc o luptă. Și în această luptă ni se garantează că există o putere superioară, care, puterea care avea pe sus din morți care ne dezleagă de lanțurile naturii noastre carnale. Dar e, lucrul să nu vine automat, nu vine fără eforturi. Așa că în continuare ne vom ocupa de problema eforturilor. Și de la început Apostolul Pavel face o afirmație e, paradoxală, o afirmație care ne surprinde. Așadar, faților, nu mai datorăm nimic firii pământești ca strâng pe îndemnurile ei. Ceea ce este interesant aici, că Pavel nu face pur și simplu un îndemn, ca să lupți împotriva firii pământești. Ci Pavel îți aduce aminte că nu datorezi nimic firii pământești. Cu alte cuvinte, el discută în termeni juridici. Și întrebarea pe care vrea să o pun, de ce trebuie Pavel să discute aici în termeni juridici, ca și cum e, ceea ce vrea să spune el, firea pământească nu mai are legitimitate să sporuncească -ți ție. Nu mai ești dator față de ea. De ce nu spune Pavel pur și simplu, sunteți mai tari decât firea pământească, luptați-vă, nu abdicați ci spune, de fapt, voi nu mai aveți o datorie aici legală. Ca să înțelegeți ce vrea să spună Pavel, trebuie să ne aducem aminte de Roman, capitolul 7, în care Pavel spune că, de fapt, înțelegem că fi, prin fire pământească sau carne, sarx, înțelegem două lucruri. Înțelegem atât partea licențioasă, cât și partea religiei legaliste. Și idealul Pavel în Roman, capitolul 7, exemplu cu soția, cu soțul abuziv, este că de fapt o religie legalistă este ca o obligație de a păcătui. În ce sens? În sensul că noi facem bine, le facem faptele legii, dar dintr-o motivație egoistă. Și Apostol Pavel când spune nu mai datorați nimic firii pământești ca să trăiți după îndemnurile ei, face o afirmație foarte puternică pe care aș vrea să o repet aici în fața dumneavoastră și în adusele cuvinte să subliniez importanța ei. Uh, fiindcă mă tem că întâmpina o rezistență. Dar când Pavel folosește acest limbaj juridic, nu mai datorați nimic ca să trăiți după îndemnurile firii pământești, e foarte clar vrea să spună că uh, o religie legalistă e implicit de leagă de carnea ta. Uh, deci o religie care uh, constă în uh, supunerea la niște precepte exterioare și la niște dogme, în ultima instanță, nu face altceva decât să întărească firea pământească. Și omul face ceea ce el știe că e dator să facă, dar în ultima instanță nu face altceva decât să hrănească firea lui pământească. Și Pavel, pentru a fi eliberat de firea noastră pământească, pentru a putea, într-adevăr, să implementăm în viața noastră, această motivație nouă pe care Duhul Sfânt o pune în noi, înțelege că mai, noi nu putem face acest lucru până nu ne dezlegăm de obligațiile legaliste și dogmatice pe care o religie făcută de oameni le-a pus asupra noastră. Și lucrul acesta este șocant pentru că pentru cei mai mulți, așa cum am spus, când spun fire pământească, înțeleg o viață licențioasă și când spun... Uh, Viața spirituală de obicei identifică cu, cu religia în sens convențional, cu religia populară, cu legaliz, cu, cu dogmatică. Ori, Pavel, lucrul surprinzător cu care vine Pavel este că pentru a putea, într-adevăr, ca Duhul Sfânt să te conducă în viața aceasta, tu trebuie mai întâi să nu mai datorezi, să înțelegi că nu mai datorezi nimic pe pământești, adică nici religie legali. Și care e ideea că nu mai datorezi nimic? Ce vrea să spună apostol Pavel este: Isus a murit pentru tine. Deci, Isus a împlinit porunca legii. Isus a fost răstignit cu păcatele tale reale sau imaginare. Problema morții, frica de moarte, trebuie să dispară. Tu nu trebuie să uh, fii motivat în viața ta creștină de frica de iad, uh, de, de frica de pedeapsă. Uh, tu trebuie să fii liber. Și numai în această libertate poate să înflorească relația ta cu Dumnezeu. De ce? Răspunsul este simplu. Pentru că relația cu Dumnezeu trebuie să fie o relație de iubire, o relație autentică. O relație autentică nu poate să apară acolo unde este frică și unde este dogmatism. E, și Dumnezeu este perceput de legalist ca o persoană abuzivă, cu toate că nu este. Așa cum fiul risipitor își percepea tatăl ca pe tot abuziv, cu toate că nu era, când a plecat de acasă. Și fiul mai mare, care se tea și la ascultare, îl percepea tot ca un tată abuziv. Deci, implică o schimbare a concepției despre Dumnezeu și a relației cu Dumnezeu, și pentru aceasta trebuie să ne eliberăm de o, o, religie care, așa cum spune Apostolul Pavel, ne face neprihăniți în ceea ce privește legea, dar este, de fapt, încredere în fire în pământească. Așa că, sper că a spus destul în privința aceasta, dacă trebuie să Dumnezeu, veți muri, dar dacă prin Duhul face să moare faptele trupului veți trăi, și aici nu este un avertisment adresat păcătosului obișnuit, aici este un avertisment adresat celor care caută viața veșnică, dar o caută în firea pământească. Și uh, uh, ideea pe care am spus-o la roman capitolul 7 este că omul, împlin legea, o face tot dintr-o motivație egoistă. Deci este tot motivație păcătoasă. Și ca tare el trece după îndemnurile cărnii în păzirea legii. Și Pavel spune, dacă faci asta vei muri. Deci păzirea legii nu te ajută cu, cu nimic. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului vestrei. Uh, când opune Duhul și trupul Pavel, vorbește de Duhul Sfânt, ca de o forță care vine natura, din afara naturii noastre. Și vorbește despre trup, ca tot ce ține de natura noastră. Și vreau vrea să spun că natura noastră se trupească. Grecii considerau că omul are două naturi. Una era imaterială, eterică, divină, care era sufletul, și cealaltă era carnală, trupul. Și că trupul este o închisoare a sufletului. Dar asta nu e concepția biblică. De fapt, omul este un sistem psihosomatic, ca să zic așa, monist. Tot ce, orice parte a sufletului nostru este trup. Orice emoție pe care avem este o reacție biochimică în creierul nostru. Orice gând pe care îl avem este o conexiune între mai mulți neuroni și este o reacție electrochimică în creierul nostru. Deci natura noastră este trupească. Pavel vorbește despre faptele trupului ca despre tot ce facem noi, în natura noastră. Cum putem face să moară faptele trupului? Răspunsul este simplu. Aici nu e vorba de o mortificare a trupului, nu e vorba de asceză. Așa a fost înțeles Pavel mult timp. Ideea este că Isus a murit pentru noi și pentru că Isus a murit pentru noi, în moartea lui Isus, de fapt, când acceptăm moartea lui Isus în locul nostru, noi acceptăm condamnarea noastră. Și acceptăm condamnarea noastră pentru toate faptele care le-a făcut, indiferent dacă ele sunt numite convențional bune sau rele. Și ca atare, când facem să fapte, să, să moară faptele trupului, noi acceptăm meritele lui Isus în locul meritului nostru. Faptele trupului sunt răsinte pe cruce cu Isus. În sensul că nu numai păcatele noastre, dar și faptele noastre bune sunt răsinte pe cruce. Și asta înseamnă că noi nu mai avem merite. Am făcut să moară faptele trupului. Și este foarte important că noi nu vom trăi până nu facem să moară prin Duhul faptele trupului. Adică până ce noi nu vedem în crucea lui Isus un loc în care atât păcatele reale, cât și păcatele imaginare sunt răstignite, dar pe de altă parte atât binele real, cât și binele imaginare pe care le-am făcut să răstignite. Deci noi nu mai avem merite. Și aș putea pune cuvintele lui Pavel în alți termeni a spune dacă prin crucea lui Isus faceți ca meritele voastre să dispară, atunci veți trăi prin Duhul Sfânt. Fiindcă numai Duhul Sfânt ne poate face să înțelegem că numai Duhul Sfânt ne poate face să înțelegem că noi nu avem merite și că Isus a, fost răzit pentru toate faptele noastre. Deci ideea pe care vreau să o repet este că practic, așa cum spunea Luther, toate faptele noastre sunt o crimă murdară și toate trebuie să împreună cu Isus. E bine, spune Pavel că și toți cei ce sunt călăuze Duhului Dumnezeu sunt fii lui Dumnezeu. Calitatea fiului lui Dumnezeu nu este dat de comportamentul exterior, ci de motivație. De ceea ce te călăuzește și ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt. Călăuzirea Duhului Sfânt nu înseamnă că Duhul Sfânt se substituie individualității și personalității tale și judecății tale individuale și Duhul Sfânt ia decizii pentru tine. Unii uh, au crezut un fel de fanatism și își închipuie că ei doar trebuie să se conduce de impulsuri. Și când au un impuls, zic, mă duce Duhul Sfânt și ei nu mai judecă, nu mai raționează, nu mai fac planuri. Uh, și am întâlnit uh, mulți care consideră că aceasta este căruzea Duhului Sfânt și asta ne plică prin cădință. Adică orice impuls pe care l au ei, ei consideră că vine de la Duhul Sfânt și atunci ei sunt căluzei Duhul Sfânt și uh, nu mai fac planuri, nu mai judecă pentru ei și nu mai folosesc rațiunea. Dar de fapt este foarte clar în contextul lui Pavel că călăuzirea Duhului Sfânt este umblarea după lucrurile Duhului și umblarea după lucrurile Duhului este froneo după lucrurile Duhului și froneo după lucrurile Duhului este preocupare mentală după lucrurile Duhului. Adică sunt acele scopuri și motive pe care Duhul le-a pus în mintea ta și ca atare vorbim aici a fi călăuzit de Duhul Sfânt însemnează ca scopurile și motivele tale să fie implantate de Duhul Sfânt și în implementarea acestor scopuri și motive tu ești călăuzit de Duhul Sfânt în ce ești călăuzit? ești călăuzit în, în, într-un conflict permanent cu natura ta carnală care se opune vieții noi în Hristos și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică ce ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tatăl. Pavel, pune aici punctul pe ei. Nu are religie la care vrea să ne conducă el, este o religie a libertății. În care Dumnezeu nu este văzut ca soțul abuziv din primele versete de Roman 7. Sau nu este văzut așa cum fiul risipitor a văzut pe tatălui și a fugit de acasă. Sau cum fratele meu mare l-a văzut pe tatăl său și a reproșat că uite că a venit fratele meu care ți-a tocat banii cu cine nu trebuie și a tăiat vițelul graș și mi-a mi dat, dat o uniet să mă distrez cu prietenii mei. Deci în pildea fiului risipitor avem uh, exemplu clar a două persoane care nu îl înțeleg pe Dumnezeu. Uh, a firii pământești, ca să zic așa. Și unul a fugit în lume și a ajuns să pască porcii, iar celălalt a rămas acasă, dar în mintea lui tatăl său a rămas abuziv. Și el nu a intrat în bucuria tatălui sau nu a intrat la banchetul pe care tatăl a pregătit pentru fiul risipitor. Este foarte interesant că fiul risipitor s-a pocăit și și-a dat seama că tatăl său nu era persoana care gândea el. Zice, câți argația ai tatăl meu au belșug de pâine și eu stau și uh, ca aici lângă porci. S-a întors acasă tatăl său, felul cum a primit tatăl său, contrazice imaginea care l avea despre tatăl său. Deci acesta este păcătosul licențios, care realizează că depărtarea de tatăl s-a dus la porci. Și acum se întoarce acasă. E bine, există un alt gen de păcătos. Cel care spune, niciodată nu ți-a încălcat cuvântul. Totdeauna ți-a slujit porunca. Toată viața ți-a slujit ca un rob. Acesta merge și la moarte. Cum poate fi acesta eliberat de regea lui legalistă ca să strige Ava, adică Tată, și să trăiască libertatea spirituală? Șansa lui este, de fapt, fratele mai mic. Pentru că atunci când fratele mic se întoarce, fratele mare are o șansă să înțeleagă harul și lucrarea de salvare a lui Dumnezeu în ce constă. Și are o nouă cază când vede cum tatăl său aleargă la fratele său și îi pune haina pe umăr și în el un deget. Înțelege natura mântuirii, natura harului. Înțelege natura tatălui său și poate să strige Ava, adică tăticule. Că de fapt Ava este mai mult un diminutiv cam așa cum se spune tăticule. Dar fiul frate cel mare are a respins această șansă. În situația asta, deci vorbim despre o redescoperire a lui Dumnezeu. Și în cadrul acestei redescoperiri, experiența cheie este versul 16, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Duhul nostru, sau mintea noastră, înțelege. Îl înțelege pe Dumnezeu. Și în clipa că îl înțelegem pe Dumnezeu, Duhul Sfânt adeverește. Ne vorbește din partea lui Dumnezeu și ne spune că suntem copii al lui Dumnezeu. Dar observați că Duhul Sfânt nu poate spune nimănui, tu ești copil al lui Dumnezeu, atâta vreme că Duhul lui nu aceasta. Și Duhul omului nu mătrusește aceasta până e cel, ne ajuns să înțeleagă caracterul lui Dumnezeu, privind la Isus și la crucea lui și asumând lucrările Evangheliei. De aceea Evanghelia trebuie predicată și la fiu risipitor și la fratele mai mare și este ceea ce facem noi acum studiind episoada către romani. Vă mulțumesc pentru atenție, ne reîntâlnim mâine dimineața.